O troiță de mari dimensiuni a fost sfințită luni 28 august 2023 în parohia Romanovca, protopopiatul ungheni Arhiepiscopia Chișinăului Mitropolia Basarabiei, ce aparține de Patriarhia Română. Aceasta a fost ridicată prin dragostea arhimandritului Nicodim Gheorghiță, starețul mănăstirii Hadâmbu din județul Iași, care a revenit la Romanovca împreună cu trei părinți slujitori și cu o parte dintre fiii duhovnicești, oameni harnici și milostivi, înalți dregători ai vieții sociale românești. În dimineața prăznuirii adormirii Maicii Domnului pe stil vechi, sub măreața clopotniță ridicată în stil ștefanian, străjuită de tricolorul românesc, cu emoție sfântă și cu recunoștință, părintele paroh Nicolae Tverdostup, alături de Vera Buga, primărița orașului Cornești, l-au întâmpinat pe părintele stareț cu pâine și sare, așa cum este tradiția la românii gospodari și credincioși ortodoxi. De față a mai fost și un grup de tineri îmbrăcați în portul popular, care i-a impresionat pe oaspeții veniți cu dragoste din patria mamă, ce de secole își așteaptă frații acasă. În zorii acestei dimineți călduroase de vară, imaginea fraților care se răvăd sub streașina bisericii a fost parcă o punere în scenă a psalmistului David, care a scris în psalmul 132. Iată acum ce este bun și ce este mai frumos decât numai a locui frații împreună. În biserica acoperământul Maicii Domnului a fost săvârșită Sfânta Liturghie de către părintele stareț Nicodim. Au mai slujit protosinghelul Iorest Goraș, secretarul mănăstirii Hadâmbu, părintele Florin Buțincu de la parohia Brustureț Mironeasa, părintele Emanuela Petre de la parohia Urșița Mironeasa și părintele paroh Nicolae Tverdostup. Iar el a zis, așa este, dar fericiți sunt cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu și-l păzesc pe credincioșii de toate vârstele s-au rugat împreună și au dat slavă lui Dumnezeu pentru toate binefacerile revărsate asupra familiilor lor și asupra întregii comunități. Programul liturgic a continuat cu Sfințirea Troiței închinată Maicii Domnului, ridicată la inițiativa și prin cheltuiala arhimandritului Nicodim Gheorghiță. Edificiul se află în incinta ansamblului parohial Romanovca și este vizibil de pe drumul european 58 ce leagă Vama Sculeni de Chișinău. Tată este Dumnezeu nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție, Părate Ceresc Înviatorule, după adevărului care pe tine ești doar, ne ținești mistierul bunătății cu Domnul de viață. Vino și te slăjduiește să te curățești pentru toate înrățimii și mântuiești pe urmă și cu vremea noastră, Sfinte Dumnezeu. Cazul tău.
înalți din Republica Română, frații noștri, mulțumată comunitate. Permiteți-mi cu sărbătoarea, cu ocazia sărbătorii de astăzi, să vă aduc sincere felicitări, dorindu-vă multă, multă sănătate, pace, liniște sufletească, bunăstare și oameni dragi și scumpi să-i aveți mereu în preajma dumneavoastră. Îndeosebi vreau să vă aduc mulțumiri și închinăciuni părintelui stareț Arhimandritul Nicodim din de la Mănăstirea Hadimbu pentru contribuția adusă, părinte, de către dumneavoastră, pentru ajutorul dumneavoastră și nu în ultimul rând construcția acestei troiți, care cred eu va fi o carte de vizită a satului Romanovca. După cum ați spus, vor trece înspre Sculeni, de la Sculeni, s-or opri și dacă vor avea... Da, dacă vor avea da, nu numai ei, dar și băștinașii noștri, comunitatea, când vor avea o durere, o neliniște și nu l-am găsit pe Părintele Nicolae, o să ne apropiem cu drag și o să spunem tatul nostru o rugăciune și să ne ajute. Vreau, părinte, să-mi repar greșeala. Data trecută vi s-a acordat titlul de cetățean al satului Romanovca, dar... Decizia am pus-o în gentuță și am plecat. Și vă rog frumos, cu permisiunea dumneavoastră, să vă mânez această lentă ca să nu uitați că, într-adevăr, sunteți cetățean de onoare al satului Romanovca, dar... Doamne Chișodana, primarește! Mulețani trăiască, mulețani trăiască, mulețani trăiască. Dați-mi voie să citesc decizia. Prin decizia numărul 2/5 din 28 martie, Consiliul Local decide. Se conferă titlul de cetățean de onoare al satului Romanovca, raionul Ungheni, Arhimandritului Nicodim Gheorghiță, starețul Mănăstirii Hadimbu, comuna Mironeasa, județul Iași, pentru merite în dezvoltare social-economică a bisericii din satul Romanovca cu hramul, acoperământul Maicii Domnului și pentru susținerea familiilor defavorizate din localitate și nu numai, pentru tot ceea ce faceți, părinte. Dumnezeu să vă aibă în pază, să vă dea multă sănătate și să nu să fie nu ultima oară. Vin la tine, Doamne, toți creștinii români. Vin, Doamne, la tine, vin, Doamne, la tine, vin, la tine, vin. Vin, Doamne, la tine, vin, Doamne, la tine, vin, la tine, vin. Vin la tine, Doamne, tu-ți credință-n suflet.
Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, spunea că prin multe jertfe poporul român a păstrat unitatea de credință, de neam, de limbă și de cultură. Cultivarea unității tuturor românilor, dragostea față de neam și de țară, susținută de credința în Dumnezeu și respectul față de sacrificiul și moștenirea lăsată de înaintașii noștri, constituie un ideal sfânt pentru generația actuală pe care trebuie să îl împlinim și să îl transmitem generațiilor viitoare. La Romanovca și în multe alte localități din Moldova de peste Prut, apărată cu sânge de vrednici ostași, românismul este caracterizat atât de folosirea limbii române cât și de apartenența la Biserica Ortodoxă Română.